Going live, going live. Nu, e ok. <coughs> Eu live. Și o să mai tușez din când în când, pentru că, evident, dacă nu ai roceală, n-ai nici. n-ai, făcut mic în viață, știi? Nu Sau există. Din nu există sezonul ăsta dacă nu ai o roceală. Sincer, da. Sincer, chiar acum, și ca să zicem, cum noi facem introducerile la podcast, de este podcastul de film. Hai să vorbim puțin despre răceli. Răceala este foarte ciudată. Tu n-ai ieșit loc, din casă și probabil de asta n-ai fost răcitare. Și, 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 când, am ieșit, ai ieșit cu și tine, ai prins ceva, nu? Ai, ai adus-o de la azi București, azi. ai veni, ai zis, hai, hai să-ți arăt eu ce înseamnă Acum, vrea să trăiești. Sunt așa conspiraționiști, știi? Și am mai auzit câtva medici, dar nu știu cât de valid e, sau nu e valid, dar așa popular opinion este că după 2 ani de cu masca pe gură, Știi, corpul a avut, n -a știu ce a, să a... facă. Aici, dacă ne întoarcem un pic în istoria antică cu anumite piramide care existau, deși unii oameni Ai văzut tu tot... Ancient Apocalypse și vrei să discutăm despre asta? Zi, zi, haide, nu, mm. că nu... Acum Bine ați venit, bine ați exact, venit la exact. Nu, să știi, sincer m-am uitat la trailer și n-am înțeles nimic. Are un trailer foarte dubios așa cu doar cu este omul ăsta controversat care a spus chestii, dar nu spune exact ce chestii. a spus chestii și l arată la ce Rogan și nu știu ce. Mm -hmm. ok? M-am pus seara în pas și am dat un episod că e 30 de minute primul da. episod. M-am uitat la chin. primul. M-am da. uitat la primul cu piramida aia care uh -huh. se presupune că ar fi da. acolo și și ăsta e genul de chestie vorbim de ancient history de pe Netflix. Ancient Apocalypse. Ne Apocalypse scuze. Da. Asta e genul de chestie unde ori te prinde uiți episod după episod. M-am uitat doar la primul episod, să știi, da. și nu cred că mă mai întorc, pentru că e o chestie asta. I got the point. I got the point, it's ok, era glaciară, au mai existat chestii. E drăguț așa, te adică te e, e partea faină. e, e for tot, așa. Da, exact, asta e faza. Să mai vezi, să vezi, știi, și un alt punct de vedere, wing slash stuff. Înțelegi? Dar nu-ți, nu-ți imagina că te uiți și la sfârșit zici... Păi eu mă Mă duc să vând casa și să-mi bag deșiile în priză ca să mă cunosc cu ăștia, știi, cu Haya... Nu, aer, nici nu mă gândeam că primești ceva. Știi cum l-am luat? L-am luat ca ăla cu extraterestri. Cum se numește ăla? Nu Anx? e chiar Așa. Asta... E, da, ăla e... Ăla, ăla -ai mai e mai dramatizat, e mai... O, ăla e navă spațială da. din prima. Eu am da, citat da, ca... este o carte românească, A, nu știu fapt. te-ai uitat la Aliens suficient de mult, adică ai văzut măcar 3-4 episoade... Am văzut, cred că, două-trei sezoane. Primere. Până când nu mai puteam și începeau să se repete chestii. sunt patru băieți care apar acolo și este unul care e un neamț care vorbește. Ăla au scris o carte care se numește Chariot of the Gods, pe care am citit-o. Acum mulți, mulți ani. Și după ce a scris cartea în România, un băiat a scris și el o carte care se numește Civilizații extraterestre și a treia conflagrație mondială. Google it. Deci ăsta a citit cartea lui ăla și a zis sc că scriu și eu o carte. A scris aceeași carte, dar cu alte cuvinte. <gângătă> mi s-a părut, mi s-a știi? băi, cel mai românesc lucru posibil, știi? Bă, ce carte interesant. Dacă o scriu și eu din nou. Dar e aceeași carte și n-a <gâtă> schimbat nimic din ea. În în eu eu m-am uitat la Ancient Aliens, că erau toate mimurile alea, știți, acum mm -hmm. mulți mm -hmm. ani, și am zis, mă, mi-a -mi plăcut asta cu extra ia să văd. Un sezon, cred că m-am uitat, trei sezoane sună mult, cred că m-am uitat maxim două și la un moment dat se, se repetau multe chestii, se se împărlegau și ei între teoriile unora și am zis, ok, hai I, think, I asta vine got. Săptămâna viitoare cum, vine în, nu știu unde, peste două săptămâni mai... Că am, am descoperit niște cranii alungite xenomorf, că am uh, descoperit uh, picturi cu cerioți care zburau și eram... Ok, but what is the deal? Că pare că aveți descoperit din astea prin toată lumea, dar nu arată la fel și nu da, e eu. ceva neapărat concret. Era că uite, ăsta e... Adică românii se întâlneau cu niște extraterestri americanul cu nimic. Da, 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 da da, 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 Chiar așa cum crezi. Era mai mult. Practic, pământ era acest centru. Știi, toată lumea venea aici, ce faci să băieți ăștia? Asta din ce cauză? Din cauza că pe pământ există cei mai mulți supereroi. Ne știm asta. Sau avem foarte multe antene. Sau de la OnlyFans. Să știau de atunci. Am Vezi că am ne am băgăm am departe am aici. Am da, deci anyway, Ancient <laughs> Aliens, cred că este unul dintre cele mai longevive seriale de pe, de pe History și aș dare I say, dare I say se aude ecou din banat, auleu, aia s-a că prinde, nu, te prinde microfonul meu, să a dat puțin mai încet, știi de -aia. am înțeles acum de ce. Um, și în biserică aici, de exact, să mă scuzați. Exact. Dar cred că Ancient Aliens a fost primul produs stakeholder de ăsta, știi, cu adevărat pentru History România, cu ăștia, mm. cu cu așa manetului, Pawn Shop, Pawn Stars. Și, da, aia, aia. Stars și mai aveau ei o emisiune la un moment storage dat. Wars. Aia, storage Wars. Asta Storage trei a erau. erau deci astea trei erau emisiunile... N-au avut nimic cu mașini, motociclete, cum avea Discovery, cu ceapărul și de nasa, nu, nu Nu, nu, nu. Nu, a avut nu știu ce am impresa. Aveau, avea și chestii cu uh, polițiști, cu caps cu first sau fă, nu știu cum, că urmăreau... Am înțeles, aduc am înțeles am ce spui. De asta, cu, cu camera de acolo. da nu, nu țin minte. Ce țin minte este, când s-a lansat, cred că prin 2008-2009, s-a lansat History în România. Cred și... că are 10 ani din Și atunci... Uh, și cum am întâlnit de cu cineva de la History, voiam să fac o campanie, bine, pe National Geographic, voiam să fac de History, era o de asta. Și spuneam că, bă, rupem, rupem, zic, se uită lumea la History, bă, băiatule, aș mai era la camionagii ghețurilor. La A, ăla, ăla încă uh. merge, Ice Trucks, ăla încă da. merge. Și rupeam, băiatul, și mă uitam la aia camionagii ghețurilor și mă gândeam, mă gândeam, bă, dacă e așa periculos, cum trai acum, că ăștia merg în fiecare zi pe acolo. Deci zilnic, des mașini peste mașini, mașini. Bă, ninge, nimeni nu spune. Dar ei când te uitai și ai, le ăsta pleacă să moară acum. Deci ăsta acum când pleacă, ăsta pleacă să moară. Deci nu, nu mai are nicio am, fază. am, am șapte tone de varză și trebuie să ajung până în Oklahoma. Da, 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 exact. Dar până ajung în Oklahoma trebuie să trec prin Alaska. Ce o să mă fac? Ce o să mă fac? Și când arta scena, că arta roata, care se învârtea în gol și cădea. băi, băi, iată, ce o să ne facem? Da, anyway. A, ideea este a, că pușcat, a, pușcat, lanțul. Mai am doar șapte roți. Da, 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 exact ce să mă fac. Mai am doar șapte din opt. O să reușesc să trec mai departe. Știi? <laughs> ce să fac? Noi am zis că săptămâna viitoare să facem un, Mai sunt două episoade anul ăsta de podcast. Da, mai este 169 și 170. Încheiem pe 170. Da, mai facem săptămâna viitoare și cealaltă. Săptămâna viitoare am zis că vrem să facem un fel de recap. Eu o să postez top 10 filme și top 10 seriale până săptămâna viitoare, tocmai ca să avem, să avem o bază de discuție. Și o să vorbim despre cele mai bune seriale și cele mai bune filme de anul ăsta, dacă câte sunt, bineînțeles, cum nu sunt așa de multe. Și am zis că peste două săptămâni să vorbim de Avatar. Uh, am vrut, aș vrea să fac eveniment pentru Avatar, dar nu știu câtă lume ar vrea să vină așa că ia, yeah, avem, acum avem Pol dacă nu mă înșel aici avem un asta, tool acum de ia yeah. startă poll Ve vezi, vezi dacă poți să pui uh, timp că unii oameni intră mai târziu știi și aha, să aha, nu aha. se dezactiveze sau ceva facem event la Avatar și așa, add option, nu, altă opțiune nu mai este, yes and no, atât. Ok, probabil rămâne așa. o perioadă. Da, nu, uh, nu sunt din București. Cred că se înțelege dacă pune omul, nu... Nu, via, așa, știi, vreau să, și asta, nu sunt din București. Pentru că vreau să știu și câte lume nu mai, interesa, mai, mai, mai pune și o opțiune, pică marți, semnă să marți. Că dacă pică marți, poate mulți nu Cred poate. că joie, joi uh, e eventul. Nu, nu aș veni oricum. Nu sunt din București. adoption. gata. Nu mai vreau nicio opțiune. Scoate opțiunea asta. Așa. Bam, community. Bang, ia uite. Am băgat un chat, un sta un poll. E foarte mândru de mine acum că am băgat poll. E primul oară folosesc. Și m-am tot Dar e de mult asta, să știi. nu știu dacă e de mult, dar nu sunt din București, 81%. Dar ce voiam să zic este că săptămâna viitoare L Aș vrea să-l păstrăm acolo. Bună bună. Ce mai faceți? Uite, Mar Marius vine imediat. Votați la pulul ăla de sus. Așa. Mă mai și eu să văd ce mai spuneți voi pe aici. Astăzi, săptămâna asta nu a fost neapărat o săptămână plină de filme, cât a fost o săptămână plină de trailere. Unele au fost chiar foarte bune, încerc să mă gândesc. Știu că au fost la Transformers, la Indiana Jones, la Guardians Evident, dar spre surprinderea mea au fost un trailer și la Gen V, ce nu știam de la Amazon, că e un spin-off pentru The Boys, am văzut trailerul pe acolo și nu, nu știam, am uitat, cred că am mai discutat și am uitat și până la urmă am, am dat click din greșeală pe trailer, din greșeală, din curiozitate și mi s-a părut interesant. Îți crește părul invers, da, da. Am văzut ceva trailer cu John Wick, păi e și de ceva timp ultimul trailer la John Wick. Ah, da, A, da, trailerul la dolestul. Da, 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 da. Arată foarte bine. Arată foarte bine. Ăla, ăla nu are voie. Ăla nu are fucking voie să fie rău. La cât de bine arată. E în ianuarie, nu? Trailerul la Blood Origin. Ai ăla cu The Witcher, nu? Back. <sighs> no, my, o să vorbiți de tu la King cu Sly? Păi Marius eu trimis câteva mail-uri pentru Sylvester Stallone, dar nu vrea să vină aici ca să vorbim despre serialul lui, atunci nu vorbim, la mea. Adică dacă el nu are interes, știi, să facă un drum până la București sau să intre pe Discord, știi? Deci de aia? Eu am vrut să-l chem pe tu, King, dar ăsta Sylvester Stallone a zis că el acum face altceva, Să ocupă cu alte lucruri a, ah, păi așa putem să spunem și noi. Yo. Răzvan Bacosan a deschis, cum îi spune... A, a, a spart a a gheața. A cu camionul. Cu camionul. Bar barul este oficial deschis, dragii mei. Cinci 5 cafeluțe. Oficial. Multă baftă, mersi foarte mult. Cinci cafeluțe, așa. Te-ai dus, te dus cu camionul prin zăpadă, prin Alaska, prin Nebraska și ai, ai toate roțile. Exact. A, ah, și nu, dar vă, pot să-l închid când vreau eu. Deci n-am niciun fel de problemă. Da, da, da. Am, am văzut și eu că există close pool sau exit Aha, pool. Sau... Exact, Dar lasă-l acolo. Exact. La lasă-l exact, la acolo. acolo și nu mă o să vin și o să vadă. Știi? Bam, bam, bam. Răzvan. Ah, mulțumesc frumos pentru o, o grabnică. A băgat Răzvan și la mine cinci cafeluțe. Nu merge. Nu merge alea, nu? Alertele, Sau mi se pare mie. La mine mai sunt nu știu la tine. Poate tu mm. mai trebuie să le mai bagi. Nu știu ce faci. Sau e de la polul ăsta care stă aici. Mm. În fine. Mulțumesc mult, Răzvane. Maci appreciate it, le, le băgăm la fondul de, de cadouri de Crăciun. Pentru că <coughs> eu am doi copii, de alta. <coughs> ce voiam să vă zic este dacă săptămâna viitoare mă gândeam, mai erau chestii la care mă gândeam, acum mai ideea în timp ce mă gândeam la, pentru săptămâna viitoare, dacă să facem un fel de un, de asta, un, un roster, știi, în care să, să, dar bine că nu avem cum, Mă gândesc, a, am putea să facem alegerea publicului, mă. Da, asta o să facem. O să facem un pol cu alegerea publicului. Deci eu o să am locul 1, locul 2, locul 3, locul 4, locul 5. Tu o să ai. Dar alegem alea 10 seriale între noi doi și facem un pol. Și să vedem lumea ce spune. Dintre alea 10 pe care le alegem noi cum ar veni... Cum le pun ei locul întâi? Nu știu cum, dacă oarecum au putea să mm. facem asta. Câte, ai zis la un moment dat când ai făcut polul ăsta că nu te -o mai lăsa să adaugi opțiuni, câte opțiuni era maxim, măcar de să fie cinci? Erau mai, de uh, fapt, da, sunt mai multe, iese așa să vedem, mai fac unul, numai o secundă. Că dar... să zicem, pui tu, știi, la un moment -hmm, dat un mm -hmm. sondaj, Ui, asta, asta e topul meu 5. Tu pe care îl votezi? După aia îl punem pe a meu, știi? Asta e topul meu 5. Ce numai 4 stiu. sunt? Ia 2, 5, 5, 6. A, numai 4 bucăți sunt. A, atunci ai... totul e nu bine. 4 pieces. Facem unul, o să fac, și cum facem? Știu eu cum facem. Îl facem cu de asta, cu Google, Google Polls. E, au ei un tool. Și punem link-ul aici și lumea să intre să dea, să dea vot acolo știi Și în felul ăsta o să avem și topul comunității Nu numai uh, topurile noastre știi? Și poate reușesc să-l fac și pe Vlad Să vină săptămâna viitoare Dacă își face și el timp Na, Asta așa ca fapt divers Bun, anyway yeah. Așadar, dragii mei, săptămâna asta Cum spunea și Sucre Foarte multe traileri Foarte, foarte, foarte multe uh, Nu prea mi-am dat seama de ce Dacă stai și m-am gândit dacă în fiecare an În săptămâna de 1 decembrie Adică săptămâna asta, știi de, de, de e, Black Friday e, la ei. Da, e cumva ultima lună din an și dau cu trailere acum, înainte de Christmas și toate astea, ca tu să nu uiți, că ai filme de văzut anul viitor. Plus că unele sunt destul de pe la începutul anului sau mijlocul anului. Nu sunt pe la sfârșit să zicem, știi? Și atunci, hei, hai să le dăm drumul acum, le dăm drumul toți. Și am scăpat și gata și după aia, că dacă știu, dai drumul așa la multe, uh, diluez capacile lor să se propage, știi? De exemplu, păi Există, există două scenarii, ori se canibalizează între ele exact. și un, unul este câștigător, ori devine un fel de event, cum uh -huh. în sala de la Super Bowl uh -huh. și cresc toate. Mm -hmm. Sincer, în cazul ăsta eu n-am văzut canibalizare, am văzut că s-a avea peste 10 milioane. Ia, poți să-l deschizi? Să deschizi puțin în câteva taburi să vedem care-i rata de popularizare, să zicem așa? Mă uit imediat. Sunt foarte curios, că practic ce-am avut? Așa, notable mentions, a fost... A, am avut Transformers, am așa, avut Indiana Jones, așa, am avut da. Guardians of the Galaxy... Așa, da. Am avut Cocaine Bear, dar ăla nu cred că te interesează pe tine așa. și am avut Gen V de la, și de la Amazon last și The Last of Us, The Last of după, de mm -hmm. Last vă Us o la Tot coadă. Tot acum, da, zic așa, știi, în perioadă, că asta e chestia. Și Gen V este un spin-off după The Boys și arată destul de bine. Așa. Okay. Mă uit acum la... Asta nu e right, mă uitam la Transformers și avea 1.700.000 de views, în are cum. Dar vezi dacă e pe canalul oficial, adică să fie e, de la e, e pe canalul Universal. Transformers, cu 130.000 de subscribers, deci nu cred no, că, trebuie să mă la Universal. Da. Imediat, nu, la Paramount nu la La Universal. Paramount, ok. Na, la Paramount are milioane de views. Guardians are 20, deci nu e mare, știi, da, pierdere da, sau divinitate. Indiana Jones are 8 milioane, ah, deci ăsta, ăsta e, e la A fost Comic în Brazilia, de-aia a fost ah, okay. boala trailerilor. Ok, ok, make sense, make sense, știi? Da, da. Despre care vrei să vorbești? Păi zim, vreau să știu și cu ăsta. Cu, sunt curios și Indiana Jones, unde stă, ca numere. Deci, Ți-am zis mai înainte, 8 milioane 100. Deci, practic, sub jumătate, mult. 8%, așa. Da. da, 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 da. Ideea este că eu sunt foarte curios dacă... Uh, sunt, ia, pot să mai fac un pol? Ia, chiar așa. Acum, dacă -a, a, prin polul ăsta, a, a prins, a prins, dar mi se, a prins că e, mi se Păi vezi că, vezi, vezi că se anulează asta. Crezi? Da, da, da. E sigur? Un, sunt sigur că unul po să faci așa uh, și pe Twitch. Eu zic să-l lași pe ăsta că e mai important și da. intră oameni și pe parcurs, știi, și văd acolo. Da. Aș așa, pentru chestii de genul pot să întreb oamenii și spun ei Știi de ce? ce? La ce mă gândeam? Mă gândeam să facem, adică poți să faci poluri de astea chiar ad hoc, știi, despre tot felul de chestii din, din conversație. Aici dacă am avea un, Eu acum mă gândesc cu vocetare în timp ce facem asta, știi? Dar dacă mă avea un moderator de ăsta care să stea în timp ce da. noi facem, ar putea să facă chestii de genul ăsta. Știi? Da, nu, ma, și dacă am mine... avea subiecte scrise sau da, notițe sau ra, și ceva. Da, și tare, ar... și nu știu ce. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Uite, la anul promit că facem și asta, găsesc eu o soluție să avem pe cineva care să poată să stea să facem și treaba asta, știi, un fel de moderator al live-ului. Plus că poți să faci și aia cu mesaje de pind pe care nu te-am văzut să o folosești, nu știi aia? Nu, nu, nu. Eu îl desfac, adică scriu un mesaj. Scrie Dan, scriu un mesaj în Scriu eu un mesaj? Ok. Scrie, nu știu, Dar e cel mai bun serial ever. dintre voi? Nu, nu întrebare. Au văzut... Scrie, nu, zic așa, să acum. Au văzut Indiana Jones. Așa, dă enter. Dă enter, enter pune-l în chat. Așa, the așa cum a dute, dute pe alea trei puncte din capătul mesajului. Da, da, da. Bam. Nu știu ce nu folosește asta, că e atât de cool. Eu e, nu am asta E vorba pe că trebuie să o pun, știi? Da, uite, Paul ar putea să fie moderator, el tot e pe fiecare live. Hai, Paul, hai că vorbim săptămâna asta, te înscrii pe WhatsApp și stăm de vorbă și găsim o soluție ca să îți dau acces și toate alea, știi? Ok, e bună idee. Nu uitați să votați în continuare pentru ăsta, pentru eveniment, să știu dacă vorbesc mai departe sau nu. Știi? Bun, că acum ca să ne întoarcem, uh, să mă interesa Câte lumea a văzut Indiana Jones, pe mine mi se pare că Indiana Jones e o franciză care, din păcate, nu cred că mai poate fi revergorată, știi? Nu știu cât de mm, nu, <clears throat> prea mai e ce să adaugi Trailerul e ok. Mm -hmm. mie mi s-a părut ok trailerul. Da, uh... timey wimey, time traveling stuff acolo, dar ok. Ce regizorul e, exact. e bun. Da. Regizorul e Mangold care a făcut Ford versus Ferrari sau mm -hmm. Logan, deci mm -hmm. avem astea, astea mm -hmm. două așa. În schimb, mă uitam la el și nu vedeam neapărat ceva nou. Parcă a pus un pic era acestor filme. Știi cum era și la Uncharted? Mm -hmm. Uncharted, filmul care a apărut anul ăsta sau anul trecut, nu mai știu. Da. Și oricât de multe cascadorii avea filmul ăla, că săreau din helicopter cu alte mașini ca în da, joc da, și toate da, astea, da. tot mă uitam și eram... Cool. Bă, cred, că am, cre, cred că am devenit un pic așa, după toate filmele astea, cu efecte speciale, cu cascadorii, cu oameni larger than life, nu știu. Cred că am devenit un pic așa când vedem un film de acțiune, chiar și John Wick trebuie să fie. Da, trebuie să fie ceva mai și mai chiar decât unul care ar trage. Mi, mi se pare că mie personal mie îmi place foarte mult Harrison Ford Și mi-a făcut foarte mult filmele. Sunt trei filme uh, inițiale. E... Indiana Jones, Indiana Jones and the Temple of Doom și Indiana Jones and the Last Crusade. Știi? Uh, și mai este o... ăla mai nou, ăla, ăla foarte bun. Și mai bun. este al patrulea ăsta cu The Crystal Skulls și ăsta e partea a cincea, practic. Problema mea a fost și la partea a patra este că a venit chiar foarte foarte târziu și n-a venit cu niciun fel de... adică, din contră, a stricat mai degrabă Franția, adică să o să o refacă bine, știi, fain. Și, și întrebarea mea este but why? Și da? eu cred că nu există existat de mulți fani tineri Indiana Jones. Eu de asta întreb. Eu cred Nici că... eu nu le-am văzut pe toate. Eu am vă? văzut primul și un pic din al doilea, atât. Dar te nu te-a prins Nu, nu m-a prins a, absolut deloc. Primul a avut un anume Farmec, fiind și uh -huh. primul, dar al doilea deja eram, I, I think I got enough. Mm -hmm. Nu, nu cred că sunt rele sau ceva. Partea a treia e cea mai bună din clar. trilogie. Adică The Last Crusade, care e și cu Sean Connery, e chiar un film bun, bun, bun. Știi? Adică e unul dintre, ar trebui să-i fac... O să le fac doar de trei ca să le avem și pe canal. Dintre toate, e, unul dintre puținele, e una dintre puține francize, cum e și Terminator, care, în care sequel e mai bun decât uh, originalul. La fel e și la Indiana Jones. Primele două, Primul e fain pentru că este acest Introduction of a New Character și fain, știi. Al doilea e drăguț și foarte șmecher la, la efectele utilizate. A fost revoluționar pe vremea respectivă pentru ILM. că sunt niște. e aproape tot miniatură și când le vezi nu îți dai seama deloc că e făcută miniatură, adică cu miniaturi cu diorame, cu nebunii. Uh, și al treilea, în schimb, a fost la fel, a fost extraordinar de <coughs> apreciat cu Spielberg implicat în producția astea. Cred că a fost chiar regizat de Spielberg, dacă nu mă așel. Așa. Și da, cred că a fost chiar regizat de Spielberg. A fost uh, ultra apreciat al treilea. Chiar e considerat The Best of the Trilogy. Și întrebarea era: știi where do you go from here? Cât de asta e. Și pare că în momentul de față este doar unul dintre cele mai bune exemple a acestui avem o franciză, trebuie să monetizăm. Știi? Vrei, dar la Jurassic vrei. Park. Exact, exact, exact. Numai că, uite, în același timp, Jurassic Park... Aici e aici conversația, știi? Și aici, dacă uitați, asta întrebare bună de pus, cred. Uh, atât Jurassic Park, cât și uh, ăsta uh, Fast and Furious, au avut acest moment... Uh, pare că e foarte greu să... Pare că e foarte greu 4-5-ul și după aia 6-ele... <coughs> începe să funcționeze. Și după aia își găsește oarecum... își găsește locul. Știi? Mm. Care este un loc urât, dar și-l găsește. Înțelegi? Ideea e că Jurassic Park primul rămâne un clasic iconic care a inspirat foarte multe filme după aceea. Toată mm -hmm. lumea știa, toată lumea are amintiri mm -hmm. cu filmul ăla. E tăcă. Salutare, ce -a urmat, Ce-a urmat după el nu e neapărat memorabil. Mă refer la sicurile alea vechi. Și mm -hmm. după aia au resuscitat cu Jurassic World. Da, da, da. Gen In the Middle nu era ok. Asta zic. Asta zic. Și, exact. și cu astea, cu astea noi, nu sunt filme bune, dar au făcut o troaie de bani, Hai miliardul. Ce? Asta mi se pare ciudățenie. Și la fel, la fel și Fast and Furious. Uh, a 4, mers... 5, sunt nimic. Adică nu, 2... No, pe, pe, la, pe la 5 au resuscitat mie al cinciu îmi place. Al șaselea e filmul în care cinciu, am văzut Cinciu e ăla cu The Rock îmi fac heist-ul ăla ridicol cu seiful de alcară pe, pe străzi. Deci e deci atunci au un... Cinciu? Eu a cred că e șaptele ăla. Eu cred că e Fast Five. Șapte e ăla se... când a murit Paul Walker. Eu cred că șase e ăla când a murit Paul Walker. Nu, e șaptele, zic eu. Da? Știi tu mai bine? Zic okay. Zic, patrule e ăla când jefuiesc parcă niște camioane cu petrol. 4 au fost destul de rău, 5 atunci apare de Rock și uh -huh. e toată urmărirea aia cu safe-ul, uh -huh. 6-le, nu mai știu să mor eu, 6-le ai blackout, 7-le e ăla cu Paul walker, 8 ăla când roc, Rock împinge o rachetă de la un submarin cu mâna da, și me me merge Lamborghini-ul pe, pe gheață, pe gheață da. 9-le la ăla și cu spațiu. Uh -huh, uh -huh. Exact. Și deci, a, dar ai putea să vezi că nouăle n au mai fost așa de... Chiar și optule nu N-am mai prins. 7 Șaptele au prins și pentru că, uh, cum îi spune, au fost toată treaba cu Paul Walker. Deci, cinci -au aha, aha. Da, 5, o tenis, fast five. Deci, așa practic, așa 3, 3 și 4 au fost rahat. Da? 3-ul Tokyo Drift, unde oamenii erau împărțiți că ce de ce ați schimbat Street și anume. Da, de ce da, suntem da. în Japonia? Uh -huh. Știi? De era cu acești actori? Eu nu le-am uh, văzut. Deci eu nu uh, am interesat, n-am văzut, I don't care. Au trei... watch nu, nu, mai țin minte dacă trei cu Vin Diesel, că știu că e Paul Walker, că e mașina lui nissan și merge în Japonia, dar sincer nu mai țin minte dacă trei cu Vin Diesel. Că uh -huh. în trei apare și la Han, care apare în ultimul, da. dar Cred că e și Vin Diesel, dar nu mi-aduc aminte exact ce importanță are. În... A, ah, și-au și, și spin-off-ul, and Show. Da, dar a fost câte? Un film a fost, atât. Da, și n-a făcut cât se așteptau. Da. Ideea e cu, cu, Indiana jones, cu Indiana Jones, cu Indiana jones cu că Jurassic Park are dinozauri. Uh -huh. Are ceva ce vrea să vadă orice copil, uh, poți să-l duci la cinema, are acest hook. Ăsta la față, în fură, să are mașinuțe. Ceea ce nu prea mai are, dacă stai să te gândești. Mașinile sunt ridicole acum, merg în spațiu, au cărlige, au magneți, au da, nu absolut, mai știu ce. E cu tot ușor altceva. Da. Dar, dar tot are un public, genul ăsta, știi. Mă duc să bă, cu băieți, cu John Cena, cu da, mașinuțele. Da. Ce public merge să vadă Indiana Jones? Asta e întrebarea. Știi? Dar cealaltă întrebare, că de ce am plecat este oare după un film 5 acum, că a fost 4 de pardaf, da? Acum urmează un 5 care va fi tot praf. Oare la fel? Nu știm, își va găsi... nu știm. Poate, poate schimbă. Deci, Imeț Mickelson, regizorul bun. Nu știm. Poate nu e atât Eu aici de am... Știi că, uite, acum spune acolo, Maxman spune o chestie bună. Uh, în momentul de față, genul acesta de adventure, care el tot un superhero movie este, da, să ne înțelegem. Este acest băiat cu biciul său care face tot felul de chestii incredibile, salvează situația. Deci, el, dacă iei ca macro macronarativă, dacă îl pui să vezi care-i structura, știi, cu ce. Uh, care e scheletul unui film, un film cu supereroi și un film cu Indiana Jones sunt din același loc, să ne înțelegem. Dar normal, pe păi el, e un, exact. el e un om bun în orice situație îl pui. Da, un, extraordinary human who does things, știi? Că despre asta e vorba de fapt. Că unul se trage cu laser și să dă cu biciu, dar la sfârșit moare inamicul, it is the same fucking thing, da? Deși mi-a plăcut că în trailerul ăsta nou el și-a scos biciu, da, Cirea și tot s-a scos. Așa e, bă, mă asta e un, cum îi spune, e un omagiu pentru primul film, că în primul film este o scenă în care el e în Cairo, știi? Și în Cairo se întâmplă acolo chestii, nu știu ce, și la un moment dat este unul mare, scoate o sabie, știi? Și începe să o învârte. Și ca și cum te omor, să scoate pistolul. Da, mi-aduc a aminte. Să-l -am că vezi? direct. <coughs> da a fost a reversal of the situation. Dar eu acum am întrebarea mea: este dacă Indiana Jones va reuși, uh, Un la mână, dacă filmul va reuși să facă ceva, și doi la mână, dacă franciza are suficient de multă putere, suficient de multe gheare, știi, încât să spună bă mă agăți de publicul ăsta și o să reușesc, să, știi, să climb up the ladder again. Eu zic, eu zic uh, greșeala lor e că l-au luat din nou pe Harrison Ford și că încearcă din nou știi, să dea nostalgia bait, cum a făcut și cu Star Wars, cum a făcut și cu restul, știi? Dar eu nu am văzut, poate ai mistet, eu nu am văzut personajul noi neapărat. Da, îi Mads Mickelson și mai sunt ceva actor noi, dar nu am văzut uh, următorul Indiana Jones. Mm -hmm. Și cred că ar fi fost mai mișto dacă surprindeau oamenii cu un actor tânăr, poate Eu cunoscut. La cu Shia LaBeouf, da, da Shia dar era și Harrison Ford și era... Da, păi da. era no, să fie lui Indiana Jones, știi? Păi Shia LaBeouf, dacă vrei, era hot atunci, că era transformat. Era, era, era hot atunci, înainte să fie da. crazy as fac. știi? <laughs> în, în, înainte să devin actor bun, așa, dar uh, cred că ar fi mers dacă surprindeau oamenii cu un actor nou, tânăr, în, tot într-o situație, știi, nu știu, dar uite că nici uh, Tom Holland n-a reușit cu ăsta, cu Uncharted. Deci, problema poate... la Uncharted este filmul a fost slab, știi, asta e problema, de fapt, la Uncharted. Adică, pe lângă faptul că uh, e doar un... Deci Uncharted intră fără doar și poate în categoria de videogame movie gang-wrong, știi, adică nu, e nimic bun acolo. Nu, e doar... Uh, hai să arătăm cum se leagă în ăsta pe funie, e șa, așa e și în joc, dar... Așa să fie și aici, știi? Și efectul de viteză, și. adică nu e ce trebuie, în niciun caz. Să știi că avea potențial, dar au vrut să Crem IN, știi, prea multe secvențe din joc, din primul joc, din al doilea joc, bagă și din al patrulea. Și dacă făceau mai. mai două, să zicem, action sets de astea mari și câteva puzzle-uri, că puzzle sunt o bucată mare. Da, din aici aia. chestia. Cum faci să o faci seamless, să nu pară puse cu mâna, știi? Pentru că după aceea problema este, și acum revenim și la ce a spus Max până acolo, știi? universal adică s-ar putea ca acest genre, adventure genre, știi? Pur și simplu, superhero genre să fie acaparat tot spațiul ăsta, și să nu mai aibă nimeni loc. Și atunci de aia poate și Fast and Furious ăștia s-au simțit forțați să se ducă cu filmul lor în zona asta de superhero almost, știi? Flying stuff, helicopters, jumping, all this shit, știi? Și atunci este, întrebarea este oare Indiana Jones și aventurile în deșert în căutarea marilor misterii geologice oare pur și simplu nu este prea boring? pentru oameni, lăsând deoparte ori. Adică, oare, oare poți să, faci, să mai faci ceva cu genrul, Să spunem că tu, fată, ai un film extraordinar. Dar dacă oamenii pur și simplu au dute, mă, nici nu știu, mă interesează chestia asta. Universul a făcut, a încercat să facă The Monsterverse și a ieșit nimic. Adică, păi nu Da, Dar da, 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 să știi că și eu la mumia ăla, a fost un produs al ce se întâmplă acum, știți, ce... cum a, ai spus da, tu mai da, înainte. MCU sunt sunt, sunt, a lui sunt la cinema, uh -huh. sunt la cinema, și un poster nu știu, Doctor Strange, Thor, uh -huh, whatever, uh -huh. care e full-on FX, full-on uh, zi, parcuri de distracții, și unul e Indiana Jones, cu un nene care dă cu biciu. O să văd, Indiana Jones, stă acasă la un moment dat. Dacă tot sunt la cinema și am dat 30 ceva de lei, mă duc să văd asta. Asta, așa. Uh, și, ăsta, mumia a fost un produs tot uh, al acestei situații. Că nu putem să facem cum era înainte. Uh, acel momia, știi, cu Brandon Fraser, funny, adventure, colorat, uh -huh, uh -huh, distractiv, uh -huh. câteodată serios, câteodată scary, avea și niște scene CGI, early uh -huh. CGI, foarte scary, uh -huh, uh -huh. Nu, nu mai puteți, oamenii au mers mai departe, luăm pe Tom Cruise și pune, să, îl punem în avion anticravitațional, dă-i să meargă, ok, asta înseamnă, și distrugem toată Londra, dar nu cred că trebuie să distrugem toată, bă da, trebuie să distrugem, dar așa am văzut, da, da, ok, da, da, da. Și nu. Yeah. Dar adevărul e că, și dacă ar face mai tone down nu mai e doar ăsta. Indiana Jones se duce <coughs> nu știu unde și are o aventură. Să zic că oamenii ar fi pe bune, asta e tot. <coughs> asta cred și eu. Asta cred și eu. Că suntem într-un punct în care, din păcate, datorită social media-ului și a metadata-ului, că avem atât de multe informații despre ce vrea lumea să vadă, știi, ajunge la un punct în care pur și simplu e, e, mult, mult, mult mai complicat să faci un film cu o veche pasiune, știi, în contextul în care lumea moved on de la pasiune. Ca să e cea mai ciudată chestie. Una e nostalgia, alta este învechitul. Știi? Adică mi se pare că Indiana Jones, în momentul de față, nu are nostalgie. E doar învechită franciza. Adică nu e. Uh, nici nu știu cum. Dacă aș vedea, dacă ar face un revival Dallas, lumea s-ar uita ăștia de 55 plus. M-aș uita la asta. Știi? Dar uh, toți ceilalți ar spune. Uh, I don't know man. Dar la, la ăsta, la, la Indiana Jones. Toată lumea care e, a vrut să se uite, poți să te uiți de curiozitate câți bani a făcut Indiana Jones and the Crystal Skulls, că e curios câtă lume... Să sincer, am impresia că, out. Am că, am că a făcut mult ăla. Eu, eu mă gândesc 790 de milioane. A făcut ceva. Păi pentru... da. <coughs> Aproape miliardul. Și pe IMDB ce notare Sunt curios. 6,2. Mm. Adică lumea a venit, dar uite că, adică, și a, cât am fost? În 2012? 2008. 2008. 2008? Da. Mamă. Mamă. Deci le au mai luat încă 14 ani ca să-l facă pe ăsta. Băi, tată, băi. Asta e cu adevărat the definition of scrapping the barrel, știi? Adică, băi, tată, băi, era era Harrison Ford bătrân atunci. Da. Și și atunci se mirau cum de Asta e faza. Deci atunci l-au convins. Eu, eu știu da. cum cred că ar fi mers cu franciza asta, dacă ar fi făcut o miniserie sau un serial fie, primul sezon măcar, să testeze apele, dar să schimbe un pic direcția, să nu mai fie acest magical, mystical, indiana, bitchu, uh, fanii nu știu ce, chiar să l nici foarte gritty, nu cer the boys sau nu știu ce, da, dar un, un, undeva, undeva în zona Luandor. Știi, Andor mi se pare că resuscitează un pic zona Star Wars. Pentru no, mine, cel puțin o -o ca interes. Pe beton, asta. ce ai eu făcut. Adică, bine. Deci. E încercat, adică e reușit să facă ceva extraordinar de fain. Problema este că. Nu s-au uitat oamenii. E stai așa, să vedem. Că acum avem și polul ăsta, avem 16% facem eveniment la avatar, da, vin la eveniment din 200 de voturi. Deci, 32 de oameni vin la eveniment. Da? Cam asta este. 16% ar veni la eveniment. Nu are sens să facem eveniment pentru 32 de oameni, să ne înțelegem. Acum, clar, nu tot mai e pe podcast, acum și mai departe. Da, da, da dacă, dacă, îl pui pe comunitate, probabil asta o să, o să fac. ai alte cifre. schimb acum, dau end poll la ăsta, sau uite, eu o să încerc să fac alt poll. Ia să vedem ce se întâmplă, dacă mai facem un poll. Da? Uite. nu, Marius este cu sondajele astăzi, băieți. Sper că sunteți pregătiți, nu sper că sunteți la calculator. Păi să l oprești pe ăsta, De la asta close pole. Cred că da, uite, mă încerc Ți-am zis că nu poți să faci mai multe Da, 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 da. Îi dăm în de față. Eu cred că ar fi funcționat mai bine cum, uite, ți apare și în chat, vezi? Statistici. Eu, eu cred că ar fi fost mai bine dacă făceam un serial sau ceva. Paul, mersi pentru cafeluță. Și cu un actor nou și ar fi testat apele, băi, mai avem ceva aici cu franciza asta uriașă? Că noi tot vindem pălăriuțe, tot vindem jucării, dar ce facem cu ea? Și dacă ar fi văzut o popularitate, ok, hai să resuscităm cu un film. Sau poate un film pe Disney Plus cu același actor. Știi? Să graduate. Dar da, ei, da, 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 da. Tot, ei, ei, ei tot bat moneda, nu nu are cine în afară de Harrison Am Ford. Am pus un pol nou dacă aveți chef să răspundeți la el, pentru Indiana Jones. Sunt foarte curios pe câtă lume interesează. Câți dintre oamenii de aici sunt, știi? Să știi că am întrebat, am întrebat, am întrebat și eu la mine pe live când neam am uitat la trailerele astea și uh -huh. mulți care au aceeași vârstă cu mine sau uh -huh, sunt mai tineri ca mine, nu au văzut filmele originale, nu le-au văzut, știu de ele, știu de anumite scene, dar nu au încercat să le vadă, nu sunt neapărat pentru ei. Da, și da, da. anunțul ăsta e așa, e, a, e o nostalgie. Știu că ăsta Harrison Ford, o fost el, nu? Da, el e, da. Ce bine că mai face filme. Cam mai e atitudinea, asta, știi. Mă bucur să văd că... Și cam atâta. Pe mine, ce puțin, mă interesează doar că e regizorul ăla și Mads Mikkelsen. Și filmul în sine, din snippet alea, are mm. niște momente drăguțe. Dar are, are că o să geai, fie... se vede că e agingul forțat și adică... am văzut mai rău. Am da, văzut categoric, mai categoric, rău, categoric, 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 Știi? Da, cam, da, cam asta e. Cred că mai avem de așteptat. Mai așteptăm un trailer să vedem și storyline-ul mai bine, că aici nu prea am înțeles că e, e așa, e o, e o trecere de la el care oh, am fost un aventurier odată, dar acum sunt profesor universitar. Mm -hmm. ah, da. Iar mă trag ăștia înapoi să fiu aventurier. Și eu sunt un pic așa, confuz. Okay? The Dial of și Destiny că... e clar, e un aparat care călătorește în timp, că despre asta e vorba. E time traveling. Ceea ce iară mi se pare că... Faza e că... Eu când, când l-am văzut, prima mea reacție a fost ce tare face un film cu Indiana Jones, și Pe mine a plăcut Indiana Jones. A fost fi, în copilărie a fost printre filme care mi a impresionat foarte mult. Sunt câteva scene din film, era copil, care m-a impresionat. Adică am o scenă în Indiana Jones În Temple of Doom, în care mănâncă unul creier, deschide așa un cap de maimuță și un creier. Mamă, pe mine a fost, what the fuck? Știi? Și al doilea moment a fost când îi se scurge fața lui iconic. Da, în episodul ăsta, în, în trei, știi? Și eram bă, în unul, pardon. Și eram, bă, și... A, și în trei, de fapt, la fel, când, când îmbătrânește ăla. Există o fază când bea unul din paharul greșit, din, tă, cum se spune, din pocalul greșit și îmbătrânește subit. Și mi s-a părut foarte... Pentru mine a fost foarte mișto. Mi am plăcut foarte, foarte mult filmele astea. Și atunci a rămas o nostalgie pentru ele. Dar nu cred că nostalgia asta a mea se manifestă în ceilalți oameni. Și cum spuneam, am văzut tăierul și zic, mamă, ce tare! Puu! Mă la ăsta. Și după aia am văzut trailer și zic, ah, se întoarce în timp, americanul, mă, dar nu știu dacă e bine, știi, mi s-a părut așa, e păi doamnă, asta, să... cred, cred, cred că ăsta au fost, uh, cred că doar așa au putut să-l convingă pe Harrison Ford, i-au spus, fii atent, filmăm câteva scene cu tine la universitate. Da, 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 corect, și, corect, corect, corect. Și cum te plimbi un pic așa, uh -huh, că uh -huh, ești, uh -huh. o, oh, ce vremuri apuse. Și după aia, luăm niște dubluri și te scanăm, și da, 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 70% da. La 100 din film, tu nici nu-ți bați capul. Tu doar vii da. și mai dai la microfon, așa oh, nemernicule, tu așa nu așa știi cine așa sunt așa eu, și gata. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Așa nici așa? nu știu dacă mai trebuie să dea la microfon, că acum folosești și tehnica aia de AI cu voice-ul. Da. Deci, și a luat pe aici că au zis, bine mă, hai, faceți filmul, hai. Da, într-adevăr. Asta, asta e... Că aici de asta am rămas... Am, iar, e impropriu spus că am fost dezamăgi, știi? Că nu e... <coughs> Doar că nu sunt sigur... De fapt, nu. Eu sunt sigur că, de fapt, Disney încearcă să mulgă vaca asta pentru ultima... Știi? Mai sunt... Practic, mai Ultimul sunt niște strop, milioane. Cât se poate. Exact, mai sunt niște milioane acolo și băieții trebuie să-l stoarcă și yeah, I, can, I can appreciate that adică nu, nu, nu urăsc chestia asta pentru că e normal să fie așa da? dar a doua chestie aici a, pe mine aici e, știi? mi se pare că aș vrea, n-am o problemă să mă mulci puțin dar n-aș vrea să chiar să fii ultimul glonț, știi? Da. Nu, dar chiar așa e, o problemă C să Cineva mulț. să taie partea asta? Poate da, o mai da. folosim vreodată? Da. Asta e faza, știi, că mi se pare că este just a last hurray. Hurra, știi? Fuck it. Înțelegi? Ori, dar nu cred, să fie ăsta primul film cu adevărat în care vedem începutul usage de fake face, cum ar veni, știi? Actor cu față nouă, dar nu cred că suntem acolo, știi? Am, am avut și Irishman, am avut și... Am mai avut, dar... Da, s-a da, întâmplat și s-a întâmplat și în Mandalorian sau Boba Fett cu Luke Skywalker, dar nu... Eu mă refer nu, nu o să pui alt actor. Nu, fiu, nu, nu eu, eu cred, fața. eu cred că ăsta e un send-off. Eu cred că mergem mai departe final, cu Final destination, cum Nu, this is it. This is the last one. Ca da. și cu James bond ca și... Uh, bine, am de ce a început. Dar, uh, da, nu, nu știu. O să, o să, vedem. E un teaser, nu a... Nu sunt atât de impresionat, dar măcar îmi place regizorul și câțiva Nu Numeri altor. donație de pe aplicație? Ce aplicație, Andy? Pe YouTube. Ah, ce să-i facem? Asta e. Eu îți mulțumesc oricum, Andy, pentru cele două oberi, pentru obere, dar eu le simt ca pe două, să știi. Îți mulțumesc foarte mult. Asta e, dacă nu merge, nu merge. Acum nu, nu poate să devină un obiectiv pentru noi asta. Știi? Dar eu îți mulțumesc pentru efortul pe care l-ai făcut. Pentru că, evident, ai mai adăugat la bar ceva. barul încă ceva, uh, merită și el că de să mai pune ceva în el. Mersi tot. Da, știi, e în, interesant. Cre, Eu... cred că trebuiau să renunțe efectiv la Harrison Ford și dacă el să apară în film, să fie un young Indiana Jones, pe care nu știu dacă îl cheamă Indiana Jones, uh -huh. știi? Uite, Dar la, să fie, e foarte bun, da. Și să fie o scenă în care el descoperă o hartă sau uh -huh. nu știe ce? Da. Și se duce la ăsta, pentru o scenă, să-i ceară o opinie. Asta așa, ca un omagiu. Dar atâta, mai departe, ca să înțeleagă și fanii că, ei, hey, nu mai e Harrison Ford. Uh -huh, uh -huh. Dar faptul că ei tot încearcă, știi, cu Harrison Ford, săracul care nici el nu poate să spună nu la banii de la Disney. Asta e. Ha, mai mergem la mai, la mai departe, red. bă, da. da. Mai e o chestie. Ai avut o idee aici, ca să construiesc pe ideea ta. Era fain dacă făceau un film care se numească Johnny Viteza. Adventures, ad, da, Johnny Adventures Vitez, of știi? Something. Exact. Și all of a sudden, BAM! Știi? This guy knows Indiana Jones. Atunci ar fi revergura puțin și ar fi dat puțin. Și ar fi știi? creat al personaj. Exact. exact. Și nu era, și nu era pe nostalgia baiting ăsta. Pe când așa, <coughs> este strict nostalgia baiting. Și nu e nu e ce trebuie. Adică, bă, nu o văd. O văd, pur și simplu am spus. O văd, chiar o văd ca o ultimă strigare aruncată așa la pește, la pește gol. Știi? Aia mă, să fie bine, să nu fie rău. Să dat Dumnezeu, să te aștept Dumnezeu, știi? Asta mi se pare lame. Mi se pare că, că n-a funcționat, știi? Chestia asta. Dar în rest, eu o să văd filmul, pentru că sunt fan al, al personajului, dar sunt conștient de pe acum că filmul nu va fi, sau cred că nu va fi ceva extraordinar, știi? Asta e ideea. Mm? mergem mai Cine departe cu Transformers. O să, o să vezi? Transformers. Eu sunt dacă o să l vezi. Uh, mai aștept un trailer și dacă cum mențin argumentul că dacă e să-l văd, îl văd pentru regizor și e curios de Matt Mickelson, că nu prea l-am mai văzut așa ca Dar îl vezi la cinema sau îl vezi pe ecranul de acasă. Am și cu asta, să știi. De cinema nu i pentru mine, că nu sunt așa un fan mm -hmm, cum mm -hmm. ești tu. Dar poate mi arată ceva ce stau și mă gândesc un pic, mai aștept un trailer, 2 și eu zic, mm -hmm. știi ceva, hai mă să la cinema. Dar totuși, regizorul ăsta e capabil să mi arate filme pe care merită să le vezi în cinema, de la audio la vizual. E totuși omul care a făcut Ford versus Ferrari sau Logan. Deci merg cumva pe mâna lui că chiar dacă povestea o să fie, eh? măcar vizual știu că o să fie frumos. Și audio. Deci da, îmi, cred că e prea de E prea de vreme și... uite, spunea cineva, știi că, că de fapt filmul va introduce un al doilea personaj. Nu e bine așa, știi? Pentru că eu vreau să văd Indiana Jones, nu vreau să văd al, celălalt Indiana Jones. de era bine să fie alt film. Știi? Trebuia să fie alt film. Chiar trebuia. Și, na, e păcat pentru că nu se mai Și Disney, Disney nu să renunță la numele Indiana Jones. Asta e, ca și cum mai renunțat la Star Wars, ca și cum mai renunțat la E un nume prea mare. Și următorul film o să se numească Indiana Jones/Rebecca Slash sau nu știu cine Jones. Rebecca Jones. Sau Adventures of Rebecca Jones, sau nu știu cum o cheamă. rog. Hai să Răzvan acolo. Întreabă te bagi la raiding pe WoW, cum se pare expect? Uh, o să mă bag și la rating în uh, momentul de față m-am transferat, acum ca să fac așa un brief. Am, am, promis că o să fac streaming săptămâna trecută. Am făcut o singură seară, că după aceea mi-a fost foarte, foarte rău copiii, știi? E foarte complicat. Adică eu vreau să fac stream, dar uh, sunt copii nebunie, te -dă dăm, te -dă știi? Și atunci eu vreau să fac ceva, numai că vine pati. Mai stai la puțin să facem nu știu ce, mai facem mai. Și nu puteam, mi se părea nu, puteam, nu o să spun niciodată copilor mei nu ca să fac stream, asta e clar, și nici nu pot să vin să fac stream și să spun mereu, să puțin, că știi, să puțin, să puțin, că eu trebuie să fac ceva. Mi se pare că e, e disrespectul pentru toată lumea, știi? Și atunci, decât să fac o chestie half asta așa, pe care să nu, să nu fie bună pentru nimeni, cum ar veni, prefer să nu o fac, știi? Cam asta e faza. Eu vreau, adică vreau, chiar dat fiindcă mă joc, aș vrea să fac stream când mă joc. Dar ca de obicei o să rămân la capitolul când se poate să fac stream. O să fac stream, când nu se poate, nu o să fac stream, știi? Iar în momentul de față îmi place foarte mult expansion -ul. Mi se pare totuși puțin <coughs> dar nu o să intru în aici. mi se pare că există niște ișurile pe care încep să le vedem vis-a-vis -vis de gearing Știi? Eu am 380 item level acum, 378 am cine joacă, înțelege. Așa, și dar mi se pare totuși că e prea... Nu au gândit-o bine, ca să zic așa. Oamenii care de obicei fac acest... au acest herd mentality și lumea a găsit metoda asta de a farma rare bosses, nu știu ce înseamnă asta, dar... Eu te termitele. nu. vezi așa un munte de termite care vin și se bagă toate pe un boss și îl consumă pa rămân în bățri, ff, și, și pleacă toți și <coughs> Sabin, pentru cadouri, îți mulțumesc mult de tot. Adică o bere, o bere mie ca să-mi spor la cadouri pentru copiii mei. Îți mulțumesc foarte mult din nou. Și îți mulțumesc să -am pentru că ești membru de 15 luni. Asta a fost despre wow, o să continuăm despre wow când o să vină. Acum rămânem la la ăsta, la al nostru, da? La, la film. Da, hai să trecem de la Indiana Jones, e clar. Uite și la Pol acolo 139 de voturi, 40% să zicem, dar nu 40, 37. Mulțumim, Sabin, mulțumim mult de tot. Mersi mult, Știi? Sabin, și îmi pare rău că ai fost exmatriculat. Cum adică? A fost exmatriculat. Păi el mi-a dat două cafele, o zis, pentru iPhone 14 Pro Max A24 Plus. Chiar ăsta e visul meu până la sfârșitul anului să-mi iau un iPhone 14 Pro Max a bravo, 24 bravo, Plus. Dar pe MOV, dacă și din ăla îndoibil. Cum are mare, sunt îndoibil. Altfel da, nu, în nu are iPhone, îmi pare rău. Aștept până la anul, eventual. Păi el în doi. Sau rog, dintre. pe ăla de la Peste magazin. doi ani, când o să scoate Apple-ul telefonul foldable, o să spună the, 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 most amazing shit you've ever seen. Știi? <laughs> și mulți o să spună, bă, știi ceva? Știu că am mai făcut și Samsung și astea, mm -hmm. dar dar nu face asta. Exact. Și face ceva. Da, anyway. Bun. Ăsta a fost despre Indiana Jones. Eu o să-l văd. Sper să-mi placă. Sper să fie suficient de inteligență cât să nu îl fută. Știi? Asta e cuvântul cel mai potrivit. Dar n-am niciun fel de n-am niciun fel de speranță. Deci sunt pre... eu sunt pregătit să-i spun la revedere cu următorul film, știi? Eu eram pregătit, de fapt, nu, eu i-am spus la revedere la al treilea film. 4 a fost ceva așa, bă, ce nu știu ce am văzut, dar whatever, știi? Și scena e finală cu arca legământului, cu depozitul, am zis că, ok, deschidem o cutie sau nu o deschidem? Numai că după ce vezi că au trecut 14 ani, zici, nu deschidem nicio cutie, tati. E, e clar că anul ăsta voiau să mai scoată niște bani din ceva și era rândul acestei francize. Așa mi se pare mie, pur și simplu, înțelegi? Pixel 7 Pro îmi place și Dar da. de fapt vreau un Pixel de mult. Așa, hai să uh, vorbim. Tra ce zici Ezi. ce vrei? Mai, mai avem Transformers, the Last of Us, Guardians, Dar Last of Us, care e da. ultimul? Da, uh, am vorbit de un bine. film, hai să vorbim un serial acum. Arată foarte fucking bine, dacă <coughs> uh, nu numai... Na, monștrii clicker se numesc, zombie ăștia uh -huh. Da, tot, da, Da. Uh, dacă clicker-ii arată bine, Ceea ce la până acum întreier, am, la final, am, acolo, da, am văzut urla. doi până acum. Am văzut uh -huh. doi. Am văzut unul, un în teaser-ul ăla pentru o secundă la final, uh -huh, uh -huh, care arată uh -huh. super mega bine ca în joc. Și am văzut acum că și ăștia au dif dimensiuni diferite. Unii sunt mai mari, unii sunt mai mici. Dar mie îmi place foarte mult cum au făcut locațiile. Da, da, da. De așa este. Așa locațiile... Este. Tu nu ai jucat deloc jocul, așa e? Ba da, dar nu... Iar, repet, nu m-a prins niciodată, nu mi se pare genial. E ca, e mi ca se mai gură, storyline cu story joystick-ul okay, ăla, te uite așa împrejur și... Dacă, ia știi, ia am, am, God of war ăsta, l-a cumpărat Razvan Răzvan și l-am și eu pe că eu joc cu Răzvan. Nu, dar n-am putut. Dar și am, unde am, pus joystick-ul jos? Când ia copilul în brațe lupul că la care moare. Adică la două minute, literalmente. M-am enervat acolo. <laughs> Johnny McLeod. Johnny. De... Salut, Johnny. Mulțumim mult. Mersi uh, pentru uh, patru cafeluțe. Mersi foarte mult pentru tastatură. De, Marius, ce ai se făcut se... cu tastatura. Ta tastatura? Tastatura mea <laughs> merge, este una ok. Hai ajutați-mă, uitați ce tastatura am. Are urme de degete pe ea, vedeți cât am folosit. Ai săpat în ele. Am săpat în ea. Așa. Um, de să arată bine. Ce ai făcut? Așa, vă interesează la asta? It, nu, nu contează, poți spui și, și, și Johnny McLeod a lovit din nou cu 10 membership-uri. Hai că vrem să ajungem no la vrem fac. să ajungem la doar verde în chat. Ăsta este obiectivul. Only green in the fucking on the screen. Only green on the screen. Asta e regula de la încă ceva. <laughs> Mulțumim mult de tot, Johnny. Mersi mult de tot. Um... Much appreciated, sir. Îmi zi. plac locațiile, îmi place distribuția, acum am putut să vedem mai mult și cum vorbește Pedro Pascal sau Eli. Ui? Da, și e ok, e ok. Mie, și ea, mie e mi se ară. pare eu pentru ea eram puțin așa. Eu nu ea, era. ea a fost fine în uh, Game of Thrones, domnule, știi. Dar mi se părea că avea energia de uh, nerv, știi cum ar veni, înțelegi? era prea nerv. Păi, și... pe parcursul serialului, jocului, scuze, prinde o anumită atitudine pentru că crește din cauza evenimentelor care se întâmplă în jurul ei. Și trebuie da, să da, se descurce da. singură. Dar tot ce am văzut, distribuție, locații, monștrii, uh -huh. nice, nice. Doar acum trebuie să prindă vibe-ul pe care îl are jocul în care îți pasă de ăștia doi oameni care trebuie să facă călătoria asta. Uh -huh, uh -huh. Pentru că ei asta fac, ea e antidotul și el trebuie să o ducă din A în B. Și tu știi că ea e foarte importantă pentru că vezi ce se întâmplă în jurul tău și cum a ajuns lumea uh -huh. și el trebuie să o protejeze. În joc e mișto că tu ești ăla care trebuie să o protejezi noi când ne uităm la serial, trebuie să simțim asta. Trebuie să simțim cât e de mare stake-ul, știi? Și nu... Nu, e curios, atât o să spun. Îs curios ce, ce mă interesează pe e? mine, și cu o să-l joc cu ocazia asta, jocul, mă interesează cât de mult din dialog, și i-au păstrat în serial. Pentru că... O, oh, pare pare foarte... Eu am recunoscut câteva reguze da, așa și câteva Ai, situații. De-aia mă gândeam acum, știi că joc... Știi care e faza? Ce tot, tot spunem noi aici, știi că jocurile sunt noua frontieră. De fapt, un joc este extrem de scripted. Tu, ca să faci un joc, trebuie să scrii un scenariu ultra detaliat. Deci nu e ca la cinematografie da. unde... Da, mm. dar nu toate jocurile sunt la fel. Mm -hmm. La unele afli povestea pentru că vorbești cu alte personaje, uh, poți să vorbești cu NPC-uri sau să găsești uh, trinketul și să citești povestea. Mm -hmm. Unele, în special astea de la PlayStation, sunt ca un film. Sunt narrative uh, adventures. Unele cum se numesc astea, ce te știu tu? MMO RPG mm -hmm. sau doar RPG? RPG. Ce e lucru e MMO ceva? Da, pe ul alea e când iar... joci cu un personaj care face quest-uri, dar joci solo de obicei. Și MMORPG-ul este când joci tot cu un personaj care face quest-uri, dar ești într-o lume cu alți jucători. Massively multiplayer online. League, League of, of Legend Legends este un MOBA. Nu contează. nu e pentru Nu turul. contează. Da. Ideea era că, deși că nu poți să spui, mă, jocurile sunt, că nu sunt toate la fel, știi? Da. E clar, a, oamenii interacționează diferit. Tu interacționezi cumva cu Warcraft și te prinde lorul de acolo, și poate când îl închizi mai citești o carte despre el, pentru că ești fascinat de lume. Eu interacționez alt cumva cu. The Last of Us sau God of War sau Uncharted și cu joystick și mă uit prin jur și nu mă deranjează, pe tine te deranjează. Așa. Mm -hmm. Alții interacționează cumva cu FIFA și cu povestea jucătorilor că, wow, uite bă, ăsta ratează cum ratează și pe teren. Ești prost? Da, da, mm -hmm. cum ratează cât te joci tu cu el. Păi și eu spus, na, asta e. Mergem mai departe. de cred că este un mediu unde poți să uh, cum îi spune? Să scos multe idei bune și multe sole. Acum ce fac ei cu The Last of Us? Iau un joc care e foarte movie-like, narrativ și îl fac serial. Acum, dacă, dacă îl faci greșit pe ăsta, nu e Sonic. Sonic care mergea și se învârtea și strângea inele. Știi, adaptat sau Pokémon. Deci, șansele să fie prost ar trebui să fie mici. Asta e faza. Eu, aici, eu mă întreb dacă vor respecta. Știi că și în spune de la. nu mai știu cum spune, de la aici, și echipa care a făcut un joc extraordinar sau ceva de genul ăsta, știi? Păi am înțeles că uh, creatorul jocului, Neil Druckmann, și el s-a implicat într-o are ar trebui. Aici, eu, eu, mă întreb cât de mult revizionism s-a făcut. Adică s-ar putea ca ăsta, să, nu s-ar putea, ăsta este primul, produs de genul ăsta. Adică un joc care e narrativ, nu e, deci asta nu e un joc, nu e un goal-based game în care te sculegi ginele sau uh, sau mai știu eu ce, ci este narrative game. Da? E un joc cu, e de fapt, tu joci o poveste. Asta e. Și la fel și în God of War. Faptul că tu dai cu bărdița și decapitezi un troll boss, N-are nicio legătură. Tu, de fapt, vezi povestea asta a lui Kratos cu său, cu trecerea emoțională, cu toată nebunia asta, știi? La fel și în Last of Us. Și foarte multe dintre jocul de altfel. Cred că cam toate jocurile astea single player de la PS, cam despre asta sunt, despre o poveste și tu you're navigating through it, știi? Din nou, în da, film până, jucat. Până, până și Spider-Man. <coughs> da? Până și ăla? Ok, good. Da, pentru că e, ești Spider-Man de ceva timp. Și, na, spoiler, bănuiesc pentru primul joc Spider-Man, mm -hmm. dar tu uh, bilduiești către Sinister Six și tu ești Peter Parker într-o bucată mare din joc cât lucrezi cu Otto Octavius. Și vezi cum el își construiește treptat mm -hmm. costumul și la final ce se întâmplă. Plus că personajul crește și pe alte personaje, active cum Mary Jane sau mătușa lui care Spoiler, dacă n-am jucat deja Spider-Man, ieși și pe, pe, pe PC acum, n-aveți scuză. Mulțumim um, mult, Cristian. Mulțumesc. Mersi pentru cinci. Întotdeauna o uh, Mătușa lui moare. Mătușa lui moare în ah. Spider-Man. Deci e, sunt multe și în la multe persoane narrative din astea care dezvoltă și lumea. Tu poți să te plimbi în joc, să faci side quest-uri fără să mm -hmm, uh, -hmm. continui uh, main missions, dar uh, da cred că Uncharted de așa iar cu puzzle, chiar dacă are puzzle care dacă are anumite chestii, tot e o poveste narrativă de un fir narrativ de urmat. N-am jucat Ghost of Tsushima. Dar mă zic că și ăla ai. Da, am, am, jucat Horizon Zero Dawn și la știu că e așa. Deci în mare cred că PlayStation merge pe jocuri din astea mai story-like, mai narrative. Da, da, da. U, u îți dăm personajul ăsta și vrem să-i vezi povestea, dar ghiște tu joci povestea lui. Which is nice, nu știu, mie îmi place asta, dar îmi place și cum ar fi un film după Doom. După ce? După Doom. Tu care? Nu, după D Doom. Doom A, Slayer. Doom? Da, dum, dum, dum. Au făcut filmul ăla care a fost o petardă, absolut. Nu vorbim de ăla cu roc. Rock. Ăla nu se pune. Cum ar fi, după ce ai văzut Dum ăsta din 2016, Doom Asta nu e Nu e. Bine, ai putea, dar ai putea numai că n-ai putea niciodată, că aici e chestia. Jocurile ca Last of Us sau God of War, tu poți să construiești un film direct din scenariu păi scris aia, 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 aia am amenești. zis că șansa să-l faci prost <coughs> trebuie să o faci intenționat ca să-l faci asta e faza prosie. și eu mă întreb cât de mult revizionism s-a făcut și pe scenariu ca să-l facă ei pentru că de fapt și de drept jocul ăla, ca și God of War, ca și jocul ăsta, ele au o progresie liniară, știi? Exact, este exact ca un serial. Adică, cu cât înaintăm în timp, cu atât se întâmplă alte lucruri. Știi? Povestea evoluează înainte. În dum, ok, poți să faci un film, dar este cu totul și cu totul altceva altă, față de ce se întâmplă în joc. Înțelegi? Păi da, e altă atmosferă, lorul ei din alte părți, în Doom, nu ți spune neapărat. Cristian zice, nu ne ziceți care e treaba cu HBO Max de când a apărut aștept Batman. Animated și alte producții DC. La noi au venit doar cu un nume. Mersi. Um, HBO Max are mai mult proprietăți de la Marvel. Nu. Ce? N to Tot timpul o să fie. Indiferent uh, în ce țară sunt. Asta e, asta e o, o întrebare recurentă, să știi că mi-am luat HBO Max sau mi-am luat Amazon sau Netflix, mm -hmm. dar un prieten din Oklahoma mi-a zis că el are asta și eu n-am asta. Da, mm -hmm. pentru că în fiecare țară este altfel de licență. De exemplu, dacă un film îi pe licențiat în România de Pro TV, tu nu o să-l vezi pe Netflix. Deși e ciudat că în ultimul timp văd la Pro TV reclamă filmul Pro uitați-vă chiar acum la el cu Tom Cruise și Cameron Diaz din 2005 cu motocicleta păi, și după păi, aia păi. îl văd, îl, văd, îl văd în tot pe Netflix. Deci cumva nu știu ce s-a schimbat sau împart licența sau fiecare E vorba oare. de, stai așa, să spun un Ciprian, ce seriale filme bune avem. am zis că săptămâna viitoare facem asta, Cipriane, vorbim tocmai despre cele mai bune seriale și filme din, din 2022 și Alexandru sper să vă povestea lui Arta serial cumva. Da, uite, e la fel, este, dacă e cartea lui Christie Gold, ea este deja o poveste scrisă foarte bine. <coughs> dar din nou, <coughs> problema la lui Arthur s-ar fi problema lui Indiana Jones. Există un fanbase, dar nu este suficient de popular. Știi? Ăsta e adevăr. Bun, anyway. Da, încă în VPN, încă Marshall. Dar ca să ne... Asta ce spuneai tu cu... E normal să știi. Pentru că lumea, problema în televiziunii este următoarea. Și asta e cea mai importantă. Diferența în televiziune și internet este când mă uit la, te la televiziune, tu îmi spui uite-te la mine, acum! Pe când pe internet, uite-te când vrei tu, la ce nu, vrei pe tu. Pe că internet îți spune este aici, dacă vrei exact. tu. Dacă vrei să-l vezi, dacă ai văzut reclama, uite-te la filmul cu nu știu ce, îl găsești pe internet când vrei tu. Nu ești obligat să te uiți acum. Dacă nu te uiți acum, îl pierzi. Că de-aia televiziunea a pierdut foarte, foarte, foarte mult teren Vis-a-vis -vis de, de internet Pentru că internetul îți respectă timpul Îți spune pe timpul tău Ok, când vrei tu să mi-l oferi Oferă-mi-l, știi? cu asta, basta Că în ultimii, ultimii ani plus pandemie Oamenii au ajuns să petreacă timp pe streaming Poate la fel de mult cât petreceau și uh -huh. la televizor uh -huh. So that's that uh -huh. Eu, eu văd o chestie, acum este o revoluție, dacă vrei, în industria de print, pe care o simțim în momentul de față. Dacă te duci să vezi, practic, de-a lungul anilor, și asta acum facem o tangentă, de -alea care vă plac vouă foarte mult, și chiar le plac, asta e și mai tare. <coughs> dacă te uiți întotdeauna în, în bugetul de marketing, a existat, tot timpul lumea se întreabă, bă, unele chestii nu poți să le măsori pe eficiență, știi? Cât de eficiente sunt. <coughs> Pandemia asta a forțat foarte multe companii să facă anumite alegeri. De genul, nu au mai printat foarte multă lume flyere pe vremuri, erau toți înnebuniți, bă, fă flyere, fă flyere. Pandemia i-a forțat pe toți să facă experimentul ăsta. Ce-ar fi dacă n-am mai face flyere? Și doi ani de zile l-au făcut și au văzut că nu s-a schimbat nimic, ba din contră, a fost foarte bine. Și atunci industria, de print a avut foarte, de producție publicitară de nivel ăsta, de materiale publicitare, a avut foarte, foarte, foarte mult de suferit. Extraordinar de mult de suferit a avut pe partea asta. Și la fel cred că suntem într-o fază în care și televiziunea, televiziunea e încă în punctul în care lumea zice mă, nu știu dacă să nu mai cumpăr reclamă la TV. Știi? E să așa, on the edge, mai cumpăr, nu mai cumpăr. Dar eu cred că în următorii 10 ani o să avem companii care o să facă pull-out complet de pe TV. Adică companii precum Procter Gamble și Unilever, care sunt the biggest spenders in advertising, eu cred că Procter Gamble în următorii 10 ani își va diversifica portofoliul de spending și va rege mult mai mult în online și mult mai puțin în, în TV. Dacă te uiți, eu mai las tv ul dimineața, că la știri vremea bla 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 uh -huh. și calupul de reclame, de deci avem așa pastile la fucking da. greu. Da. 11.000 de farmacie, da, da, 11.000 da, da, de vitamine, tot ce că vrei vino la mine, la mine sau uh -huh, la mine. Uh -huh. Pentru că este media un... de vârstă a privitorului TV este înaintată și are nevoie de pastile Deci, Știi, de și atunci, Și atunci, au. pentru că, nu știu, oamenii de 50 de ani, de 70 de ani, încă se uită la televizor, încă și au informația de acolo, uh -huh. ăștia o să bage bani încă 10-20 de ani. Da, nu, um, farmaceuticul um, 100%. Deci, farmaceuticul va fi acolo, pentru că acolo e publicul lor. E și, normal după aia, să... și după aia, alt calup publicitar este uh -huh. supermarketuri Vin la supermarketul nostru, hipermarketul nostru, A, dar la fel, același nu avem același public, Da, exact același. Deci, tinerii nu cred că se uită la televizor. Stai mă că poate spune o reducere la penii. Uh -huh. Da, dar da. noi, noi pe, nu ne... Ei, nu, imediat. noi tu, mâine căutăm... Mâine. Nu. <laughs> da, noi, noi căutăm, ne uităm, vedem ce ne interesează. Dar, cred că... Televiziunea, la fel ca radio, sunt că niște monștri mai mari, mai greu de omorât pentru că încă se fac o droaie de bani de acolo, A, la înțeles, sigur, înțeles, și bine atunci bine nu, nu au de ce să schimbe ceva. A, mai pe ProTV, de exemplu, doar la am, eu nu am cablu în casă. Și ăla e singurul care merge online bun. Nu știu dacă ProTV e bun sau nu, uh -huh. eu în vremurile gold mă uitam doar la realitatea și la România TV și la OTV. A zis bine cineva, știi... În... Hai să o bine pe aia cu... Mai ma, știu cu cine vorbeam. Spunea că nu știu care a plecat de la ProTV, că lumea nu înțelege, că există la televiziune în România, există, există ProTV și restul. Și când ești vedetă ProTV, tu nu ești vedetă, tu ești vedetă ProTV. Când ai plecat de la ProTV, s-a terminat cu vedeta, nu mai ești vedetă. Deci cât timp ești... Că, exemplu cel mai bun a fost Florin Călinescu, știi? Care avea chestiunea zilei și mai știu eu ce, și era mega el, omul cu părerea, aplicare la ProTV, succes, la revedere, ce au copii, ne vedem la anul. Înțelegi? Și s-a Pro la George Călinescu, ora, ora, ora știi? Și protv chiar este, ProTV este ProTV, restul este whatever, știi? Hai că o să vorbim și de păc păcănești, de că chiar voiam la o mea să vă dezbatem asta, subiectul pariurilor, dar nu știu dacă e cazul acum, știi? Păi mie nu mi s-a părut că au făcut ok cu pariurile atunci în trailerul ăsta Nu de la Guardians of the Galaxy Da, Adică pune, fair <laughs> Pe scurt, așa o să vă zic o chestie cu pariurile astea Sunt complet de acord să dispară, să le tratăm ca un grey market Grey market înseamnă reclamă la țigări Sunt complet de acord deci, pariul ar trebui tratate exact la fel. Așa cum la țigări nu facem reclamă, așa ar trebui să facem reclamă nici la pariuri. Dar, după aia vin și spun altă chestie: deci îi dăm Cezarului al Cezarului. Și anume, nu spun că e bine, atenție, da? dar în momentul de față, dacă vedeți pe tot ce înseamnă influencer în România și industria de influencer din România casa asta de pariuri sunt cele care au injectat cei mai mulți bani în această industrie. Asta nu e bine. Pentru că a făcut și pe aia să zică, pă, asta e, asta e metoda. Pentru că celelalte companii, adică, ce spuneam, Procter Gamble și așa mai departe, nu vin cu produsele lor să facă campanii și agențiile din România, iar agențiile care ar trebui să recomande unde să facem comunicarea, nu vin și spun, hai să facem comunicare de calitate, hai să facem nu știu ce. Nu, ei le spun, fratele meu, dacă vrei să faci treabă, trebuie să mergi la ăia și cu asta basta. Iar ăia, din cauza că să susțină și businessul lor, știi, pentru că acum să ne înțelegem. Când vezi super bet, super nu știu ce, bet tano, whatever, n-am nimic cu ele și n-am nimic cu oamenii care lucrează cu ele, pentru că în momentul de față chiar îi vezi peste tot. Acum, întrebarea este, tu ca și creator de conținut, ai o responsabilitate morală să nu faci asta, sau ai o responsabilitate financiară, și față de tine, și față de echipă, poate și așa mai parte de business-ul tău, de a face lucrul ăsta. Dacă nu o faci tu, o face altul, când pui etalonul ăsta de uh, etică, știi, de uh, moralitate de asta hiperbolă, știi, și spui, bă, eu sunt, eu nu vreau banii de la pariuri, tată. Înțelegi, eu nu vreau, eu așa. E foarte complicat. Eu recunosc, eu n-aș lua niciodată bani de la pariuri. Dar, nu știu dacă e din cauza că îmi permit, din cauza că uh, îmi place să stand behind anything I do, și așa mai departe. Dar n-aș lua. Dar mine care ar veni, nu știu care. Whomever the fuck. Înțelegi? Eu, eu, nu pot să spun că Marius, eu după podcast la ora 8 o să vă aștept pe canalul principal, aveți 100 de rotiri gratis. <laughs> Nu, nu o să fac, dar înțeleg în același timp, exemplu cu Micuțul, exemplu, are o emisiune care e sponsorizată de uh, un uh, de pariuri, știi? De o casă, nu mai știu care dintre ele. Dar fără bani el n-ar fi făcut emisiunea. Păi asta e, asta e de fapt uh, problema mai mare, nu e că că dacă că ăștia vin și oferă foarte mulți bani, greu de refuzat. În timp ce în timp ce tu Adică... Spui, dacă, dacă spui nu, ești, Trebuie să spui nu pentru că tu deja primești banii aia din altă parte. Dar dacă nu-i primești? Și la câte campanii mea. se, Ca se fac în România? Nu l face cu... niciodată. Dar dacă ar veni la mine, de exemplu, nu știu ce casă de pariuri și mi-a zis Marius, îți dăm bani să faci scurmetajul tău. ne pe noi, ne faci nouă reclamă? Și atunci, pentru că aici e chestia, noi cu toții avem, adică higher ground-ul ăsta moral, Uh, e foarte ușor de, uh, de atins când, de, când nu ai miză. Știi? Dar când ai o miză, să fie mai complicat. Și de-aia zic că ce cred că ar trebui să se întâmple este așa. Cine e creator de conținut care știe că are și public sub 18 ani, n-ar trebui să ar trebui pus un warning, un warning label, așa cum se pune la sare și la țigări și fumatul răunează grav sănătății, la fel la pariu ar trebui să existe un warning sign foarte, foarte mare. Și ar trebui, de asemenea, YouTube-ul, cred, că ar trebui să aibă un mecanism prin care să forțeze 18 plusul. Sau pe chiar să cu interzică cum au făcut cu alcoolul sau țigările. Că n-ai voie să fumezi exact, sau să exact, recomanzi exact. alcool sau nu Adică știu trebuie să înțelegem că, da, banii ăștia care vin de la pariuri ajută industria asta de creator de conținut, sunt total de acord cu chestia asta și nu pot să neg și apreciez oamenii care o fac poate și din spirit civic mai departe, dar trebuie să realizăm de asemenea că totuși e rău, adică pariurile nu sunt bune. Poate să-mi zică mie cine vrea ce vrea, mie oricine poate să vină să-mi spună, domnule ar trebui să înțelegi că pariurile sunt un joc, îți dă un fril, Bă, băiatule, nu sunt bune. Deci pariurile nu sunt bune. Am înțeles pentru o anumită vârstă, o anumită vârstă, situație financiară, niște situații care pot, se pot genera, când ești în cazinou, înțeleg. Deci cazinou îl înțeleg. Deci eu cazinou ți-l înțeleg. Dar suntem la punctul în care totul este, pune-mă banii online, laimă. este această, s-a creat această, discrepanță, o relație ciudată între noi și bani, știi? Stai mă acolo, mai bag un leu, mai bag un leu, mai bag un leu, mai bag un leu, știi? O să vă fac și eu aici, o să fac o chestie, mai bag un leu. Să dați și la noi, mai bag un leu, mai bag un leu, mai bag un leu, știi? Pune o roată pe aici, pe undeva, un, un ceva. Mă rog. ce, ce spun este că nu am soluția. Deci nu am soluția și soluția e... nu e atât de simplă. Adică nu pot să vin să spun, Scoateți mă Pentru că și care e fața, mai sunt oameni care spun, scoate-mă pareurile, că sunt rele, mă. Dar după aia tot aia fac reclamă și acum nu dau nimeni. Dar, știi, unii lucrează cu Pepsi sau cu Cola, da? Care să ne înțelegem, din punctul meu de vedere, nu e bun nici acolo. Adică Cola vine și spun, noi suntem responsabili, nu știu ce și bagă două tone de zahăr în copilul tău, știi, și face reclamă cu da. nu, nu doar, avem și reclame la țigări, dacă n-ai observat de câțiva ani. Mm. Nu. Nu? Cum să nu, de la influencer. Bine, îți țigări. Campanii peste campanii la Glow. A, țigările astea, deci electronice și nu știu ce, da. Da, care cică cu mesajul că uh, ard nicotina și că nu mai ești atât de dependent. Tu nu trebuie să ai nicotină în corp. Deci nu există că o iei altcumva. că, da, da. da. Asta e. exact, deci, exact, exact. Și exact. avem campanii cu influencer, nu dau niciun nume, cu influencer, gen mă duc la profi, la magazin și îi văd mm -hmm. uh, acolo, știi, pe ăla cu țigări. Dar what the fuck? Mulțumim, patru cafeluțe. Much deci, nu, cred că nu avem, știi cum e Marius, când e foame, e foame. Aici e chestia, eu de când e foame, că eu nu pot, eu chiar exact, nu cu... uite, dar eu o să zic cel mai bine și aș vrea să zic. Decât să pui la pariu, mai bine îl ajuți pe Sucre cu asta, aia adică să mă arădu mei Uite, te-am făcut găuri în ea de la cât am editat clipul să fie. mult. Foarte frumos, uh, da. Ideea e următoarea. Nu e etic, nu e ok să mergi. alte și la Adelin. Numai ce am discutat de, de la Estobas. Mulțumim, da, mâine, până, până ne-am ne dus, până ne -am dus <coughs> în pariuri, și ne-am mai dus în ceva. În aici aici nu primă imească pariurile. V-am dat să clarific că eu e moral, sunt... e etic, e corect, creează dependență. Cred că știu toți oamenii răspunsul la întrebările astea, nu? Uh -huh, de, uh -huh. Să știi că de multe ori am văzut oameni care promovau pe live-uri sau în clipuri și erau gen, știu bă, că nu e, dar. Da, dar exact, da, și... exact. nu Mulți bani. Nu pot să. Prân... Cine sunt eu? să-mi refuz să -mi refuz mie binele, știi? Să-mi fac mie bine. Uh, și, că... și, -am, și am văzut mulți care spuneau pe față, nu nu trebuie să depozitați la bani. Noi, aveți acolo... La noi nu există mă, asta cu... E foarte interesant. La noi chiar nu e... la noi. oameni în general, știi? Este foarte greu să fii vertical. Este extraordinar... Ver... Nu, nu e bun, nu e bine. E foarte, foarte greu să păstrezi acest... Uh, această moralitate bă, la infinit, pe, știi? Pe, e pentru, foarte că greu. La, pentru că la un moment dat uh, primesc un mail de la Disney care îmi spune, hei, nu vrei să-l auzi, și hulk și îți mix money. Și o gen, bă, ca să nu vorbesc atât de urât de și hulk și să o duc mai bine trei luni, sigur, mai why, why adică, fac no, no, no. Asta e la un moment dat. Apoi ți-ai pierdut tot codul moral și etic, am crezut că o să dai cu el de pământ. Sorry, na, no, nu știu, câteodată Asta trebuie e faza, că să nu, faci niște alegeri din astea, știi? Nu și... Nu știu dai, ai, aici e chestia, că eu nu... Adică pari... Acolo, acolo intrăm în alte discuții, acolo intrăm despre noi. Dorian Pop de exemplu, faptul că el lucrează cu niște Uh, cu pariu și cu asta, el, eu cred că el pur și simplu a făcut un pas în spate. El și-a ales, el a ales, chiar, cred că în podcast la Gojira a spus chestia asta. El a ales ca bara sub care să nu coboare și la nivel de partner -și. este video chat <coughs> El a zis că, e bara mea. Adică niciodată nu o să fac reclamă la video chat. Dar în rest, anything else goes știi? Și atunci, iar, e foarte, de asta spun că e foarte Eu nu... Eu nu pretind de la nimeni să aibă, o, să aibă asemenea moralitate încât să spună, bă, orice ar fi, eu nu o să iau bani. De pe și la mine, eu am spus cum ai spus, bă, orice ar fi, la aș lua bani. Dar dacă, eu nu mă, de asta spun că nu mi-am pus niciodată problema în felul ăsta. N-a fost pus în față, e foarte ușor să spui. Eu niciodată, exact. când tu, de fapt, nu ai fost pus în poziția respectivă. Dar s-ar putea să-ți dai seama că fiind în poziția respectivă mai târziu, să fie atât de bună poziția încât să spui da mă, de ce? Pentru că binele pe care tu crezi că îl vei genera din suma respectivă, da? Oarecum e mai mare decât răul pe care tu crezi că îl vei genera prin ceea ce vei face. Și spui, păi și ce are mă? Eu pun un logo pe ecran, mă. Ce are mă dacă pun și eu un logo pe ecran? Știi? Cât rău fac eu prin <coughs> chestia asta? Sau fac rău prin chestia asta, știi? Ce Eu vă mulțumesc că băgați câte un, câte o cafea, câte patru cafele, nu, câte, câte o, două câte câte cafele, o tastă, câte o tastă, ca să, ca să, ca să știi, Adelin, ai dat, dar nu ai luat. Ai luat doar două cireșe și o, o căpșună. Îmi pare rău, mai trebuie să viitoare. Kong is coming. Faci până la urmă top filme din MCU, top Most Anticipated for 2023, Movies Ar and TV Series, facă, da? doar pentru tine, pe... A, să citeți doar eu. Mă, stai cu minte, stai cu minte, am văzut ce ai scris, stai cu minte. E... Știi, Adeline băiatul cu mm -hmm. Superman, cu Mandarin, stai cu minte. <laughs> și da, fac, alea cu Most Anticipated și alea cu cu Face 4 o să fie puse pe Sucre Plus. Și o să continui să mai pun și pe canalul principal unde am tot postat clipuri în ultimul timp. Să dați dar. Așa. Oricum, încheiem asta cu pariul, că voi doar să vă... Am fost o cred, cred, că au înțeles oamenii da. și cred că putem să discutăm despre asta săptămânal. Mm -hmm. um, mai avem Gardens of the Galaxy și Transformers. Hai să zicem ceva scurt de Transformers, nu cred că vrei să spui foarte multe sau că ne-am întins cu restul. Transformers cred că este din un caz similar cu Indiana Jones, adică după ce Michael Bay a spus că pleacă de șase ori din cele cinci filme, Uh, ei la un ăsta nu-i făcut de Michael Bay asta zic, la un înseamnă. moment dat uh, ei la început nu au crezut, după aia au crezut după aia au intrat în panică, l-au chemat înapoi am aruncat cu banii în el, Michael Bay a livrat a livrat a, a, și Michael Bay și Transformers și la un moment dat s-au uitat și ei așa și-au dat seama că bă, noi nu știm ce să facem mai departe acum noi chiar nu știm ce avem de făcut și ia, uite puțin când a apărut ăsta ultimul, cred că în 2016 nu? Uh, ultimul Michael Bay sau Bumblebee? Thor. Că ba ba Bumblebee, Bumblebee nu e uh, Michael Bay. Păi nu, dar eu mă refer la ultimul film Transformers, ăsta care a fost uh, ultimul. Mai ales că e persoană și pe fratele din MCU, Thor. Că în 2018, în, în 2018 a au au apărut la cu Bumblebee. Aha, aha, aha. <coughs> Make sense. Da. la ultimul a fost par, nu mai țin Da, mai. ăla cu Artur, cu nebunia lui Salam, cu Last Night, cu ceva și pleca ăsta pe... Uh, și iar, știi, că de aici e problema, de fapt, că în episod, ăla se termină cu plecarea lui Optimus Prime uh, către, uh, cum se spune, către Mechatron, știi? Și ideea era, păi, și ce facem cu ăsta acum, tati? Știi că e s-a întrebat, da mă, ce facem cu el acum? Înțelegi? Că nu avem, nu știu ce să facem cu el. Și iată întrebare întrebătoare. Cred, da? cred, cred că ți au căzut iară sau ceva. Nu înțeleg. cred, nu cred. Sau e delay? Nu, e delay de la chat. Asta e chestia. Pa aia și revine el. Eu acum am uit pe ăsta pe stream, el e în regulă, văd aici că funcționează. Eu o să-și revină, stai liniștit. Oricum, mai avem jumătate de oră, nu e o problemă. Știi? Dar și revine, încet, încet. Chatul are două minute jumate, cred că delay. Uite, back again. <coughs> da. Eu cred că uh, s-au găsit acum s-au găsit din nou ăștia trebuie să tragă toate știi, trebuie să tragă tot ce au. Și cred că și la dat seama că n-avem cum să continuăm povestea lui Optimus Prime. El nu poate să se ducă nicăieri. El nu, noi nu putem să ajungem pe Mechatron să avem acolo un război între știi? Nu. No. Pe Cybertron. Cybertron, whatever, da. Și ce putem să facem atunci? Păi deci să facem altfel. Ok, hai să facem altfel. Știi? Ăsta este de fapt. <coughs> eu o să mă uit la film pentru că iară există, o... există această... Hai să dau și eu. Mie mi-a mi plăcut, mi plăcut cum am schimbat povestea cu ba, filmul Bumblebee sau direcția. Mm -hmm. L-am revăzut recent, anul ăsta mm -hmm. cred, că era pe Netflix și mie... Chiar a fost așa un refresh și la cum arătau roboții și transformări și astea. Mm -hmm. Și asta arată că merge e o continuare după ăla, merge mai mult în direcția aia, dar are și twistul ăsta că să roboții animale, ceea ce mm -hmm. erau înainte niște desene Exist, Beast, Wars, exact, sau... Beast Wars. Da, exact, da. Exact, exact. Ceea exact. ce ok, încercăm ceva altceva, ok, alt it, știi. Mm -hmm. The... mm -hmm. Dacă am ceva cu trailerul e că se vede că efectele nu sunt chiar terminate și pentru un film așa CGI heavy mm -hmm. numai cu roboși astea adică e o bătălie la finalul trailerului pe un câmp unde m-am mm -hmm. uitat de două trei ori și tot n am înțeles cine cu cine se bate mm -hmm. parcă mm -hmm. se ciocnesc așa random. deci. Da, e primul trailer, hai să spunem că mai așteptăm, știi? Asta e, de fapt. Dar, asta e. Dar da, da conceptul, ideea, apare fan, mindless, let's fucking go, exact Optimus e acolo. Exact The boys e. are back, știi? Exact let's exact go. Exact asta e. Exact nu, asta nu, nu, caut, nu caut de la filmele Transformers să-mi să pună toată viața în perspectivă, la fel ca la Godzilla sau King Kong, ci caut să mă distrez. Dacă exact. reușesc să exact. fac asta, super. Exact. Niciodată nu o să... adică... Uh, a ajuns, practic, Transformers, la fel ca și ăsta, eu am zic Young and Restless, la fel ca Final Fantasy, cum îi spunem? Nu știu nu ce vrei să spun. Fast and Furious. Da? La fel ca Fast așa, and Furious. Așa, Au ajuns la un punct în care ele sunt, pur și simplu, uh, ele sunt un fel de stand-alone thing, știi? Nu, nimeni nu se uită la ele, gândindu-se că, mamă, să vezi la ce... Uh, ce, la ce capodoperă mă duc să mă uit acum și, mamă, o să fie ceva top și mai știu ce. O, o să rămână cu mine de ani de zile și o să mă tot gândesc. Da, 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 exact, acolo. exact, exact, exact. Suntem acolo acum. Nu mai are nimic, nu avem așteptări. Vrem doar să fie boom, bang, trum, bam, boom. Let's go with that, știi? Și n-am, sunt ok cu asta, știi? Dar dacă va reuși să mai facă iar miliard, miliardele nebune pe care le face, le făceau astea, I don't think so. Eu văd că se mai blochează ocazional, așa că va trebui, cred că mai e grabă să-i dăm un wrap-up da, acum, da, nu Da, da, dați-o că-n că că ai, 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 ai zis că te ai stelz. Dar l-am pus înapoi, l-am pus pe telefon acum, dar apare nu reușește orange să ne livreze suficient de mult internet în momentul de față. Și nu mai reveni netul principal? Nu, l-am scos acum, știi? Adică, dacă tot... Uh, cum îi spune, dacă tot am făcut, am făcut-o, știi. Nu mai stăm, nu are niciun sens. Ideea este că, dragii mei, dacă ați văzut trailerile astea, eu o eu cu... să, zic, zic. să zic pe scurt că, uite, ne-am ne lungit, Guardians of the Galaxy 3 arată super bine, da. costumele, uh -huh, efectele, uh -huh, uh -huh. chiar arată ceva uh -huh. diferit. Uh, sincer, mă uit la trailerul ăla și sunt entuziasmat și curios față de Ant-Man, Quantumania, unde Ah, this is more of the same, am înțeles. <laughs> da, da, da. Dar Guardians pare mai diferit. Și ce să mai zic eu așa pe final, am văzut Troll, că n-am vorbit despre ce am mai văzut, dar o dau uh -huh. așa repede. Da. Am văzut Troll de pe Netflix, e drăguț, urmează review pe Sucre Plus. Am văzut Lamborghini cu Frank Grillo. E rău. E f e rău, e rău. rău. E, spu spune povestea lui Lamborghini într-o oră jumate. How? Uh -huh. Mă rog. U reveu pe Sucre Plus. Și ce bine că o spun acum la final. când Am văzut 1899... Am și filmat. Am meditat bravo. o parte. Bravo. Urmează bun. pe canalul principal. Bravo. Atât. Foarte bine. Bravo, bravo, bravo. Bine, dragii mei, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Echipa de la Baru încă ceva, vă mulțumește. Echipa de la Barul Sucre, vă mulțumește și ea. Mersi de, de la Cafenea. Da, de corect. Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi în fiecare luni. Îmi cer scuze acum, tăiem cu jumătate ori mai devreme, dar nu are sens să ne mai chinim ca să nu vă stresăm și pe voi audio știu că se aude, o să fie mâine o urcăm mâine și pe, pe streaming pe podcast, pe Spotify da. și cum ne vedem săptămâna viitoare, repet, o să avem săptămâna viitoare o să fie un podcast mai special, Paul vorbim ca să vii să ne ajut și tu o să avem voting-ul ăla special ca să ne dăm seama de ce vrem să se întâmple adică care sunt ca ai topul vostru și eu cu siguranță o să venim cu topurile noastre. Să, o să fie așa un podcast mai interactiv. Sper să se pară și voi interesant. Să ridicăm ștacheta, <laughs> ca să zic așa. Să devină un podcast. Eu asta doresc pentru 2023 de altfel. Ca podcastul să evolueze, să vă includă și pe voi din ce în ce mai mult. Pentru că nu am seama că de foarte multe ori și voi aveți discuții, chestii și dacă tot e live, să devină chiar o chestie mult mai interactivă, știi? Bun, acestea fiind spuse, dragii mei, vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost aici alături de noi. Să mulțumesc și ție că ai fost aici. Și Merci evident, și eu. până săptămâna viitoare, o să aveți un clip aproape în fiecare zi, că săptămâna trecută asta și aș m așcat jucat World of Warcraft. Așa că, incoming, dragii mei. Vă mulțumesc și până data viitoare, nu rămânți cât să vă mai plăcută, numai de bine, baftă. And it, ciao, ciao, it. And stream. Toc, toc. <coughs> <coughs> da, nu știu care a fost faza.